În filmulețele anterioare am văzut că situația din mass media din Republica Moldova rămâne a fi una destul de complicată, iar intervenții claselor politice în activitatea jurnaliștilor poziționează țara la mijlocul clasamentului libertății presii. Pe de altă parte, războiul informațional cu care se confruntă Chișinăul este greu de oprit și influențează direct asupra mentalității și valorilor cetățenilor. Un stat mic, precum este țara noastră, nu are deocamdată posibilități de a riposta acestui război fără arme, dar care poate conduce la un control total asupra țării, iar ignoranța clasei politice moldovenești poate duce la pierderea acestei lupte. Un prim pas în acest sens ar fi modificarea legislației, în așa fel ca produsele mediatice de propagandă străină să aibă mai puțin acces pe piața mediatică din țară. Al doilea factor, dar unul și mai important, este cel intern. În pofida faptului că unele prevederi din legislație ne-au permis să aflăm care sunt adevărații proprietari ai posturilor TV, aceasta nu a dus și la schimbări. Mass media controlată politică continuă să promoveze ideile și propunerile partidului și sustrage atenția cetățenilor de la adevăratele probleme ale societății. O altă problemă o constituie îngrădirea accesului jurnaliștilor la informație. Tot mai multe instituții de stat, dar și private, nu oferă informații și nu răspund la solicitările mass media. Mai mulți jurnaliști declară că politicienii organizează din ce în ce mai puține conferințe de presă, nu răspund la interpelări sau la solicitări de interviuri. În acest sens, este necesar depus o mai mare presiune pe clasa politică, iar societatea civilă alături de cea internațională să ceară respectarea acestor drepturi. Un alt aspect care ar trebui urgent modificat este demonopolizarea pieței de publicitate din țară. Nu e secret că majoritatea publicității este deținută de un grup restrâns de agenți de reclamă, care este loială puterii. În asemenea situație, existența unei mass media libere este pusă sub pericol. În concluzie, putem spune că problemele cu care se confruntă mass media din Republica Moldova rămân neschimbate pe parcursul a mai multor ani, iar din această cauză, presa liberă din țară nu se poate dezvolta, dar există mai mult din entuziasm. Iată câteva recomandări pe care autoritățile ar trebui să le asigure ca să schimbăm starea de lucruri. Autoritățile ar trebui să nu admită acțiuni agresive de intimidare și hărțuire a jurnaliștilor, a presei independente și a ONG-urilor din domeniul mass media. Autoritățile ar trebui să reacționeze mai dur și să sancționeze cazurile de agresiune împotriva jurnaliștilor, de încălcarea drepturilor la exprimare, de îngrădirea accesului la informație de interes public. Trebuie asigurată transparența proprietății mass media și să fie demonopolizată mass media și piața de publicitate de către anumite forțe politice și grupuri de interese. Să fie întreprinse acțiuni concrete pentru a stopa propaganda și manipularea în mass media, atât la nivel local cât și internațional. Să fie sancționate cazurile de difuzare a știrilor false și cu o vădită tentă discriminatorie.